Tată, ce faci? Salut, Mihai, mă uit la meci. Tu ce zici? Bine, uite, voiam să zic că azi la școală... Șut! Nu pot, bă, să crezi singur cu portarul și el dă pe lângă, bă, băiatule, unde ai mai văzut așa? Paoleu! Cum spuneam, astăzi la școală... Bă, afară nu-l mai ține, bă, nu pot să crede ce-l mai ține pe sante. Dar, bă, afară, scoate-l! Zi, Mihai. Lasă, e ok, vorbim noi după. Ce faci, mami? Bine, mami. Uite, strâng niște rufe și aș vrea să-ți fac ceva de mâncare. Ia zi, ți-e foamică? Îți face mami ceva? Nu mi-e foame. Uite, azi la școală... Hai, Mihai, să-ți fac repede ceva. Uite ce ai slăbit, dragă. Nu mi-e foame, mami. Uite, astăzi la școală... Treaba ta, mami. Eu mai târziu nu mai fac nimic, începe faimoșii, să știi? Bine, mami. Și nu vreau să mă deranjez. Ce faci, Mihai? Ești bine? Ce-ți pasă ție? N-ai teme de făcut? Am terminat toate temele și am auzit ce ai făcut astăzi la școală. Voiam să te felicit și să spun că sunt mândru că ești fratele meu mai mare. Poftim? Adică, mulțumesc, Iuli. E foarte tare ce aud. Ești un frate foarte bun. Să știi că chiar dacă m-au exmatriculat, bă, l-am bătut pe Andrei, l-am făcut praf, mă, ești nebun? Poftim? Te-ai exmatriculat? Asta n-am știut! Mami! Tati! Mihai a fost exmatriculat! Ce mă? Poftim! Pe Iuli l-ascultați, dar pe mine nu când am ceva de zis, nu? Am încercat să le spun, dar sunt tot timpul ocupați. Problema e cum o spui, Mihai, pentru că adulții nu aud decât ce vor ei să audă. Mamă! Fă ceva de mâncare și cât gătești tu o să mă uit la meci cu tata și după aia o să vă zic totul. Bine, puiule, acum, termin și fac. Hai, Mihai, ia doar repriză, bagă-te aici. E magie, Iulie, ești genial, bă, băiatule, genial. Cine nu are un frate mai mic să-și cumpere...